Este informația orei. Teatrul din Parlament s-a terminat. Guvernul Cioloș a fost respins cu un scor istoric. Astăzi se împlinesc 50 de zile de criză politică. Sunt zile care au dus România în plină dramă națională, după cum recunoaște chiar președintele Iohannis. În această după-amiază, șeful statului a convocat la Cotroceni pe responsabilii în gestionarea pandemiei. Ne așteaptă noi restricții pentru limitarea răspândirii virusului. Care sunt acestea? Vedem la ora 17.30. Îl ascultăm pe Dacian Cioloș, este premierul al cărui guvern a fost respins astăzi de Parlament. Dacian Cioloș a primit totuși 80 de voturi pentru, este vorba despre membrii ai USR. Declarația lui Dacian Cioloș după această tentativă eșuată de a forma guvernul. Am fost astăzi în Parlamentul României cu o propunere de soluție la situația de criză în care ne aflăm. Am discutat și parlamentarii au discutat despre soluții, dar practic au respins singura soluție pe care a avut-o pe masă. Pentru că exact cei care ne acuzau pe noi și mă acuzau pe mine că blocăm găsirea unei soluții prin faptul că am venit astăzi în Parlament cu o propunere de guvern și de program de guvernare. Exact ei sunt cei care au prelungit situația de criză politică în care ne aflăm, n-au făcut nicio propunere alternativă în urmă cu o săptămână, însă astăzi au vorbit din nou despre lipsa de soluții și despre faptul că noi am blocat găsirea unei soluții. USR și-a făcut datoria, noi rămânem în continuare cu această responsabilitate asumată de a contribui la găsirea unei soluții, însă e important ca și celelalte forțe politice să-și asume responsabilitatea pentru mai ales ceea ce n-au făcut, pentru faptul că au stat pe margine, pentru faptul că caută variante care să aranjeze problemele interne din partid și nu să răspundă crizelor cu care se confruntă România. Din acest moment, mingea se întoarce în terenul domnului președinte. Vom vedea care sunt propunerile dânsului. Nu discutăm și nu comentăm tot felul de speculații ipotetice despre ce ar putea să facă un partid sau altul, pentru că singurul lucru pe care l-am constatat în aceste zile este că au stat deoparte, nu și-au asumat responsabilități și așteptăm să vedem în ce fel își asumă soluții adevărate, însă din punctul nostru de vedere, așa cum am spus, soluții mare, n-am văzut asumarea până acum, sperăm să o vedem de acum înainte. Păi asta nu e o soluție, asta e o non-soluție. Deci când vrei să spui că n-ai o soluție, spui că vii tot cu acela care a picat deja în Parlament. Florin Câțu a picat în Parlament, doamnă. Suntem în situația asta pentru că Sorin Câțu a adunat o majoritate puternică în Parlament care a trimis guvernul condus de el acasă. Cum poți să spui că asta e soluția? Dați-mi voie să nu mai comentez non-soluții sau soluții ipotetice care de fapt nu sunt soluții. Bun, păi de asta spun, să vedem dacă au și alte variante decât a spune același lucru pe care îl spun de câteva săptămâni. În urmă cu o săptămână, eu am fost și m-am întâlnit cu conducerea PNL, cu Florin Câțu, și i-am spus varianta pe care noi o propunem, n-am văzut de atunci alternative. Deci, în momentul în care o să le vedem, o să le discutăm. Dar USR e un partid pragmatic care, așa cum ați văzut, propune soluții, dar și discută soluții, dar soluții pe masă. Nu mai stăm pe povești. Păi, președintele Iohannis, conform Constituției, trebuie să facă o propunere de premier. O soluție în Parlament o putem găsi dacă
cineva vine și avansează o propunere. Domnule Cioloș, vă simțiți folosit? V-ați simțit folosit de președinte? Deloc. Deloc. Nu m-am simțit și nu ne-am simțit deloc folosiți, pentru că cei de bună credință au putut să vadă că am avut un adevărat program cu soluții pentru ieșirea din criză. Vă propunem aici și am propus Parlamentului o echipă de oameni competenți, fiecare pe domeniul lui. Deci suntem singurii care au pus ceva pe masă concret până acum. În rest, sunt doar povești. Sunt nu 10 zile pierdute, e mai mult de o lună pierdută, pentru că de când a fost depusă moțiunea de cenzură și până când am ajuns să propunem totuși o soluție în Parlament, a trecut mai bine de o lună de zile în care cei care au prelungit această situație de criză n-au venit cu nicio soluție. Cei care au prelungit această situație de criză, PNL și PSD, n-au permis discutarea moțiunii de cenzură la timp, atunci la începutul lui septembrie, și după ce totuși moțiunea de cenzură a fost discutată și votată, n-au venit cu nicio propunere. Deci vreau să vă reamintesc acest lucru. PNL și PSD, care astăzi au criticat și au vorbit despre soluții în Parlament, nu au venit până acum cu nicio soluție. Vedem doar postări pe Facebook și promisiuni că ceva o să se întâmple în viitor când oamenii mor și când soluții pentru criza energetică le găsim așa pe bucăți în Parlament. Să se așeze, n-avem ce să ne așezăm pentru că nu vedem soluții. Nu vedem soluții, n-au propus nimic deocamdată. Ce să discutăm cu PSD și AUR când n-au propus nicio soluție? Haideți să vedem întâi ce are de gând domnul președinte. Deci dați-mi voie din acest moment să nu mai comentez speculații lansate pe Facebook sau în alt fel pe surse și așa mai departe. Noi suntem un partid care am venit cu o soluție care a fost respinsă, acum așteptăm și pe ceilalți să vină cu adevărate soluții pe care să le discutăm. Dar nu speculații. Eu cred că cei care până acum doar au criticat de pe margine și n-au propus nimic, ar trebui acum să-și asume responsabilitatea să propună lucruri. Am cerut votul tuturor celor din Parlament pe un program pe care l-am propus, program pe care nu aveam de gând să-l negociem cu PSD-ul, pentru că nu aveam ca obiectiv să facem o majoritate cu PSD-ul. Obiectivul nostru inițial a fost să facem o majoritate, să refacem o majoritate cu PNL și cu UDMR și cu ei eram dispuși să negociem un program de guvernare și o echipă. În momentul în care am văzut că acest lucru nu e posibil, ne-am asumat noi acest rol de a elabora un program de guvernare și o echipă pe care apoi l-am propus tuturor partidelor din Parlament, pentru că asta ar fi putut fi o soluție. Noi puteam foarte bine să guvernăm dacă astăzi aveam votul pentru lunile următoare. Oricum, în orice moment, Parlamentul ar fi putut să ne cheme și să ne înlocuiască cu altă soluție mai bună, dar cel puțin era o soluție care să rezolve problema pe care o avem astăzi, unde nimeni n-a propus altă alternativă. O ultimă întrebare, vă rog, și apoi încheiem. Am discutat cu cei de la PNL, i-am prezentat și domnului Orban și celorlalți, de altfel, lideri din Parlament, ceea ce intenționăm să facem după ce ne-am elaborat programul de guvernare și echipa. Și așa cum știți, am propus și public tuturor să susțină acest program. Vă mulțumesc! Vedem, după ce avem propuneri, cu adevărat propuneri pe masă, începem să discutăm. Sper să vină ele cât mai repede. Mulțumim! Și pentru că trebuia să existe un epilog la acest episod butaforie, domnul Cioloș a ținut o cuvântare, o conferință de presă, USR și-a făcut datoria, rămânem cu responsabilitatea asumată să găsim o soluție. Din acest moment, mingea se întoarce în terenul președintelui, spune Dacian Cioloș. Vom vedea care sunt propunerile dânsului, sperăm să vedem asumare de aici înainte. Întrebat dacă nu cumva se simte folosit,
pentru toată această defilare de fațadă din Parlament din ultimele zile. Dacian Cioloș spune, suntem singurii care au pus pe masă ceva concret, restul sunt povești. De aici înainte începe baletul invitațiilor la Cotroceni. Domnul Ciolacu invită partidele la consultări, pledând pentru un guvern de specialiști. Florin Câțu invită și el partidele la consultări pe toată lumea, inclusiv PSD-ul, cu excepția AUR. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Domnul Daniel Fenechiu este liderul grupului parlamentar din Senat al PNL. Bună ziua, domnule Fenechiu, vă mulțumesc mult! Română. Domnul Marius Budăi este deputat al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Budăi! Bună ziua tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație. De asemenea, ni se alătură Ștefan Pălărie, este senator al USR. Bună ziua, domnule Pălărie și dumneavoastră. Salut, mâna, și mulțumesc pentru invitație. Domnule Fenechiu, încep cu dumneavoastră, pentru că Florin Câțu anunță că așteaptă partidele la consultări în calitatea sa de președinte al Partidului Național Liberal, pe toată lumea, inclusiv Partidul Social Democrat. O mențiune specială pentru AUR, pe care înțeleg că nu-i vreți la consultări. Dați-ne mai multe informații despre această nouă etapă în care intră România. AUR-ul este un partid antivaccinist, un partid care nu a făcut altceva de la penetrarea vieții parlamentare decât să incite împotriva măsurilor pe care guvernul a încercat să le implementeze în vederea combaterii COVID-ului și din punctul ăsta de vedere cred că este firească decizia lui Florin Câțu de a negocia cu toate formațiunile politice responsabile pentru asigurarea unei guvernări solide a României în aceste momente. Da, Florin Câțu, având mandatul Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, a lansat o invitație către toate partidele parlamentare, mai puțin AUR, de a se așeza la masă și a găsi posibilitatea constituirii unei majorități solide, a unei majorități care să permită României să traverseze în condiții bune această iarnă, să ia acele măsuri care sunt necesare în aceste condiții grele în care trăim datorită pandemiei de coronavirus și acele măsuri sociale care sunt generate de criza mondială a energiei. Domnule Fenechiu, ce le propuneți celor de la PSD? Pentru că domnul Câțu a ținut să sublinieze că îi cheamă și pe ei la consultări. Păi, în momentul de față, orice discuție nu poate pune decât la matematica parlamentară. Și există varianta 1 în care se reface coaliția de guvernare. Colegii noștri de la USR înțeleg că firesc și bine pentru România este ca România să fie guvernată de o coaliție pe care românii și-au dorit-o pe 6 decembrie, când au votat un parlament în care cele trei partide, PNL, USR și UDMR, au majoritatea. Sub bagheta cui să se refacă această coaliție? Mergeți în continuare cu domnul Câțu, că înțeleg că sunt niște răceli de relații. Eu cred că regulile democrației și regulile coalițiilor sunt de stabilire a funcțiilor pentru partidele componente și de libertatea fiecărui partener în a-și desemna persoanele care ocupă acele funcții. Din punctul ăsta de vedere, cred că este dreptul Partidului Național Liberal să stabilească cine este primul ministru și cred că este de notorietate și este evident pentru toată lumea că deciziile statale Partidul Național Liberal l-au desemnat pe Florin Câțu. Deci asta este situația în care eu vorbesc, în care vorbesc colegii mei. Ultimele, toate deciziile Partidul Național Liberal, decizii statutare, luate cu majorități uriașe, unele chiar cu unanimități, au fost în sensul ăsta. Deci, Florin Câțu, următoarea propunere de premier către Klaus Iohannis. Aceasta este situația în momentul de față. Eu nu-mi permit și niciun coleg de-al meu nu-și permite să aibă abordări care să fie în disonanță cu deciziile organelor statutare ale Partidului Național Liberal. Cred că e o dovadă de normalitate, o dovadă de respectarea statutului. Și ultima întrebare pentru dumneavoastră, înainte să vă rog să avem răbdare să-i ascultăm și pe ceilalți. Ce le propuneți concret celor de la PSD? Pentru că în spațiul public s-a vorbit de mult despre înțelegeri, alianțe, susțineri, mai degrabă ascunse decât pe față între PNL și PSD. Acum Florin Câțu vine cu numele PSD-ului ca invitat la consultări, dar ce le oferă în schimb?
Vedeți dumneavoastră, decizia este la Cotroceni. Florin Câțu și-a dorit ca în discuțiile care le are cu partidele politice responsabile din România să poată merge la Cotroceni și cu o majoritate guvernamentală. Că ăsta este sensul în care Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a decis. Dacă facem o majoritate, propunerea noastră este Florin Câțu. În ipoteza că nu avem o majoritate, nu avem o propunere. Normal. Nu facem ca domnul Cioloș, care acceptă un guvern în contextul în care nu are decât susținerea propriului partid. Ținem România în loc 10-15 zile ca să facem un exercițiu de imagine. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu discutăm de o ofertă, nu există înțelegeri pe sub masă, toate lucrurile sunt transparente, decizia este la președintele României, iar dacă colegii noștri de la USR nu vor accepta să le facem coaliția și nu înțeleg că România trebuie să fie guvernată și normal ar fi să fie guvernată de forțele de dreapta, cum și-au dorit românii în decembrie 2020, vom fi obligați să avem o discuție cu PSD-ul. Acum, mi-e greu să vă spun ce se va discuta, dar probabil că vom apela la responsabilitate. Totuși, PSD-ul e un partid vechi care bănuiesc că este preocupat ca lucrurile să se așeze în România. Mai multe detalii vă pot da în momentul când voi avea și eu detalii. Repet, preferința Partidului Național Liberal este refacerea coaliției. În ipoteza în care nu se poate, va trebui să apară un guvern stabil. Domnule Budăi, Marcel Ciolacu anunță că la rândul său invită partidele la consultări, pledând teza unui guvern de specialiști. Este complet exclus din punctul dumneavoastră de vedere ca domnul președinte Iohannis să vină cu o propunere de premier PSD-ist? Bună ziua încă o dată. Credeți-mă, încă digeram ce spunea Florin Câțu. Marcel Ciolacu a făcut un apel la liderii politici să ne întâlnim, să discutăm. Nici de cum nu invită Marcel Ciolacu la negocieri pe nimeni. Nu știu în ce calitate premierul demis Florin Câțu cheamă partidele la consultări. Cel puțin așa ați spus dumneavoastră. Păi da, așa scriu agențiile de presă, consultările, evident că le convoacă președintele. Păi, dar acești doi lideri în calitate de președinți de partide, poate că vor să-și creeze propriile majorități și atunci când se duc la Cotroceni, se ducă cu temele făcute, nu ca domnul Cioloș. Vrea Florin Câțu o consultare în două etape, să înțeleg. Are partide de prima mână și partide de a doua mână, cum consideră el PSD-ul. Nu e un apel serios, credeți-mă, nu este un apel serios. Ceea ce Ciolacu a propus o întâlnire între toți liderii politici, astfel încât să putem crea o majoritate sau un guvern de specialiști de la toate partidele politice care să treacă țara prin această criză. Domnule Budăi, specialiști în ce domeniu? Specialiști în domeniul sanitar? În sănătate, în domeniul sanitar și în economie. Deci în această accepțiune ne putem gândi că propunerea dumneavoastră, care nu e una nouă, de prim-ministru rămâne Alexandru Rafila? Propunerea PSD a fost la un moment dat la Alexandru Rafila. Noi nu putem merge acum cu o propunere la domnul președinte, deoarece nu avem o majoritate. Și nu putem ține țara încă vreo 10 zile, 15 zile în loc, cum a făcut USR. N-are nicio rost, din moment ce nu avem o majoritate, cum să te duci cu o propunere și să mai crezi că ești și o propunere serioasă, din moment ce tu nu ai o majoritate cu 80 de parlamentari, cât are acum USR-ul în Parlament, nu puteam crede că putea cumva să ajungă încă o dată Cioloș premier. Nu avea cum în acest moment. Și propunerea Câțu prim-ministru, așa cum spunea domnul Fenechiu puțin mai devreme, la care rămâne, înțeleg, în care rămân cei de la PNL, determinați, hotărâți, e una care vă convine? Eu știu că PNL, tot în forurile statutare, așa cum spunea domnul Feneghiu, are o decizie că nu discută cu PSD. Nu știu dacă au avut un alt for statutar care să-i dea voie lui Câțu să spună că discută cu PSD. Sunt treburile de bucătărie internă a PSD. Asta e ultima declarație a domnului Câțu potrivit agențiilor de presă. Așa. Discuții chestiunea inclusiv cu PSD. Chestiunea este în felul următor. Dacă domnul Câțu și-ar fi dorit într-adevăr o discuție între liderii politici serioasă, nu ar fi împărțit partidele în două, prima opțiune și a doua opțiune. Ar fi discutat. Dar puteți trece peste chestiunea asta de orgoliu într-o situație de dramă națională, cum spune președintele? Nu este o chestiune de orgoliu. De altfel, Marcel Ciolacu a fost extrem de ferm și a spus foarte clar că face un apel la toți liderii partidelor politice parlamentare
să încetăm cu toții, să încetăm, rețineți nuanța, să încetăm, nu să înceteze alții, să încetăm cu toții orgoliile politice, să ne întâlnim pentru ca împreună să putem crea o soluție, împreună cu toții, cu toții, să putem crea o soluție pentru a putea traversa România prin această criză sanitară și economică și să scoatem România în primul rând în această criză politică. Domnule Dar Pălărie, este nevoie de dialog și de a lăsa orgoliile și ambițiile politice la o parte. Și mai e nevoie și să ne grăbim cu toții, mai ales dumneavoastră, oamenii politici. Păi am văzut că domnul președinte ne-a spus ieri că este extrem de important să găsească, să facă soluții, dar la fel ca la chemarea la consultări. Suntem într-o criză, dar ne vedem săptămâna viitoare. Ne-a spus ieri președintele Iohannis că suntem într-o criză și situația e catastrofală, dar mă voi întâlni eu. Vă întrerup o secundă, l-ascultăm și pe domnul Ludovic Orban. Și anume faptul că desemnarea de către Klaus Iohannis a domnului Dacian Cioloș în funcția de prim-ministru nu este altceva decât o cacealma politică care nu face altceva decât să prelungească și să adâncească criza politică din România. Au trecut două săptămâni de la căderea guvernului prin moțiune de cenzură. În aceste două săptămâni nu s-a întâmplat nimic. Românii sunt în continuare lăsați fără apărare, fără instituții investite cu puteri depline care să ofere soluții pentru gravele probleme cu care se confruntă. Un val pandemic fără precedent, care, din păcate, seceră vieți, o explozie, o avalanșă a creșterii prețurilor la energie, combustibil, alimente, care afectează grav puterea de cumpărare a românilor și, de asemenea, o situație economică extrem de dezechilibrată care conține în sine germenii unei posibile crize economice. Am spus din capul locului că vinovatul principal pentru declanșarea crizei politice este Klaus Iohannis. Ambiția bolnavă de a controla numirea procurorilor și ambiția de neînțeles de a impune cu forța la conducerea Partidului Național Liberal un om care nu beneficiază de încredere, un om care a provocat criza, un om care nu mai avea nicio șansă să conducă guvernul și nicio șansă de a fi investit ca prim-ministru, sunt cauzele care au dus la această gravă criză politică, pandemică și economică. Solicit public demisia din funcția de președinte al Partidului Național Liberal a domnului Florin Câțu. Florin Câțu a demonstrat că nu are nicio urmă de responsabilitate, a executat orbește toate ordinele primite fără să țină cont de consecințele dramatice pentru România, iar astăzi Florin Câțu este o frână evidentă în calea oricăror negocieri în care poate fi implicat Partidul Național Liberal pentru a da o soluție rațională acestei crize. Odată cu Câțu ar trebui să plece acasă și toți cei care l-au susținut. Sigur că astăzi ar fi foarte potrivit să-i cer și demisia președintelui Iohannis, dar nu o să o fac, că știu că o fac degeaba. Îl somez în schimb public să-și aducă aminte că este președintele României, să înceteze bătaia de joc la adresa cetățenilor români, să renunțe la răfuielile politice meschine, să renunțe la ambiția bolnavă de a-și impune o voință contrară intereselor fundamentale ale României, să înceteze să mai tuteleze și să impună decizii conducerii Partidului Național Liberal care să fie contrare interesului public
și interesului de a depăși această criză. Îl somesc pe Iohannis să înceapă consultările nu peste o săptămână, așa cum a făcut după căderea guvernului, ci în seara asta sau chiar mâine, pentru a identifica o soluție cât mai rapidă. Spun din capul locului că nu mi-am schimbat punctul de vedere cu privire la cea mai bună soluție, cea mai onorabilă și cea mai rezonabilă pentru România. Cred că refacerea coaliției ar putea fi această soluție. Pe de altă parte, vreau să afirm răspicat că din acest moment nu mai sunt părtaș și nu mai vreau să fiu complice la niciun proiect care face rău României, care este plecat de la Klaus Iohannis sau care este plecat de la Florin Câțu și de la gașca demolatoare care la instigarea și la ordinele lui Iohannis au creat această gravă situație și care au dus practic la aruncarea României înspre o prăpastie din care nu știu când vom reuși să ieșim. Dacă mai există oameni rezonabili în Partidul Național Liberal, le cer să se implice în identificarea unei soluții. Partidul Național Liberal nu are voie să mai aștepte ca Iohannis să pună mâna pe capul vreunui candidat de premier. Desemnarea unui candidat de premier de către Partidul Național Liberal trebuie să se facă în conformitate cu prevederile statutare. Trebuie să fie propus un candidat care se bucure de încredere, care să aibă experiență administrativă, politică, respectul și susținerea nu numai din partea bazei Partidului Național Liberal și a votanților Partidului Național Liberal, din păcate din ce în ce mai puțin în ultima vreme, și trebuie să fie un om care să aibă cu adevărat respectul partenerilor de coaliție și care să aibă capacitatea efectivă de a conduce un guvern performant care să ofere soluții rapide la gravele probleme cu care se confruntă România. Vreau să fac o paranteză și să vă spun că nu este vina lui Dacian Cioloș că nu a întrunit astăzi voturile pentru investirea guvernului. Practic, Dacian Cioloș a fost singurul care și-a asumat răspunderea de a forma un guvern și nu și-a dat seama că Iohannis, în momentul în care l-a desemnat, nu l-a desemnat ca să găsească o soluție pentru criză, ci l-a desemnat numai ca să-l pedepsească și ca să-l umilească. Răspunderea pentru prelungirea crizei aparține în exclusivitate președintelui Iohannis și slugilor lui din conducerea PNL, care au ascultat orbește de porunca lui Iohannis de a nu desemna un candidat de premier, deși au existat propuneri formulate de parlamentari, formulate de membrii ai Partidului Național Liberal. Să nu-și imagineze cineva că acum, dacă se renunță la Câțu, așa cum am avertizat în urmă cu 4 săptămâni, când l-am calificat pe Câțu un simplu pion care va fi sacrificat oricând interesul președintelui o va cere. Să nu-și imagineze cineva că poate să vină conducerea actuală a Partidului Național Liberal cu orice fel de propunere. În ce mă privește, sunt categoric pentru o soluție cât mai rapidă la criză. Pe de altă parte, drumurile mele se despart de Partidul Național Liberal dacă domnul Câțu nu se duce acasă și dacă actuala conducere continuă să urmeze orbește toate ordinele primite de la Cotroceni sau din alte direcții. Vă stau la dispoziție cu răspunsul la întrebări. Pentru că o fac degeaba. Bun, dar i-aș cere în acest moment? Cu siguranță. Dacă vrea să mai existe în România vreun cetățean român care să aibă încredere în Klaus Iohannis, trebuie măcar acum, nu în ceasul al 12-lea. Ludovic Orban, cu o declarație care nu este în premieră, Ludovic Orban spune din nou că drumurile sale
se vor despărți de PNL dacă domnul Câțu nu se duce acasă. Românii sunt lăsați fără apărare, fără instituții cu puteri de pline. Ludovic Orban cere demisia lui Câțu, care este o frână în calea oricăror negocieri politice menite să formeze un guvern solid. Domnul Orban l-a criticat astăzi și pe președintele Klaus Iohannis. Revenim după o foarte scurtă pauză. România se află în pragul colapsului sanitar, dacă nu chiar în plin colaps sanitar, după ce numărul de cazuri noi de COVID-19 a explodat în valul al patrulea. Președintele Klaus Iohannis urmează să anunțe restricții noi. Au venit și ultimele cifre ale zilei de astăzi privind evoluția pandemiei de coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17.158 de cazuri noi de persoane infectate. La terapie intensivă, un record de asemenea, 1.799 de pacienți în stare gravă, 423 de morți în ultimele 24 de ore. Vă reamintesc, la ora 17:30, președintele Klaus Iohannis i-a convocat la Cotroceni pe cei responsabili cu gestionarea pandemiei în căutarea unei soluții pentru limitarea răspândirii virusului. Ne așteptăm la restricții noi. Nu este cazul să vorbim despre lockdown, spunea puțin mai devreme domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Vor fi restricții privitoare la introducerea certificatului verde sau alte măsuri, dar nu despre lockdown. În acest moment, imagini în direct de la Romexpo, acolo unde există un centru de vaccinare. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, este în aceste imagini, după cum îl vedeți. Președintele PSD a lansat ieri un apel către toți membrii partidului pe care îl conduce să facă cea de-a treia doză, doza booster. A venit împreună cu alți membri ai partidului pentru a se vaccina împreună și pentru a da un exemplu. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Agăți, poate... Vreți să fiți un exemplu sau vreți să trageți un semnal de alarmă? Așa nu se mai poate. Haideți să mergem cu toții și să ne vaccinăm ca să scăpăm o dată de nebunia. Sunt două soluții în acest moment care au funcționat în alte state europene, respectiv vaccinarea și testarea. Cu adevărat, prost gestionate de fostul guvern, atât vaccinarea, iar testarea, n-am înțeles nici până astăzi de ce au scos-o mereu din priorități. Se pare că până la urmă o să cumpere și teste și nu mai încercăm să inventăm noi alte lucruri și mergem totuși în direcția în care merge Europa de una și ceva. Doamne, apucați să vedeți cifrele oficiale de astăzi. Din păcate, iar 423 de persoane au decedat din cauza faptului că erau infectate cu noul coronavirus. Sunt peste 17.000 de persoane care s-au infectat în ultimele 24 de ore. Iată o nouă zi cu extrem de multe persoane care se infectează cu acest virus. Ce ar trebui făcut? Suntem într-un punct critic, știm deja asta, din punctul dumneavoastră de vedere, ce trebuie? Am spus foarte clar, în acest moment, oamenii politici ar trebui să urmeze exemplele europene și să dea mai puține declarații și să lăsăm medicii să ne spună ce trebuie să facă, mai ales medicii din prima linie, cei care luptă acum în spitale. De ce valul 4 ne-a luat pe nepregătite? Nu se știa de asta vară că nu avem medici suficienți, că nu avem medicamente, că nu avem paturi, că nu avem de nicio... Cât de arogant poți să vii, să vii în Parlament cu același ministru care a gestionat pregătirea valului 4? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Care este lucrul care vă părea dumneavoastră de ieșire din această criză sanitară, dar și criză politică, iată în care se suprapune cu cea sanitară? Criza politică știm de cine a fost declanșată. Cred că președintele o să ne cheme la consultări. Eu am făcut astăzi un apel la responsabilitate și vom vedea în ce direcție duc aceste lucruri.
criza sanitară, repet, ar trebui să lăsăm specialiștii și noi, oamenii politici, să dăm din ce în ce mai puține declarații. Ultima întrebare, vă permite, se întâlnește Iohannis cu mai multe persoane. Înțelegem că se intenționează să se închidă toate școlile și carantinarea. Cum vedeți, o măsură ce ar trebui aplicată ori nu? Vă repet, poate reușim până la urmă să ne înțelegem. Cred că specialiștii trebuie în acest moment să fie cei care răspund la aceste întrebări, nu oamenii politici. Noi spunem acest lucru de un an și jumătate, ca oamenii politici să nu mai se bage peste specialiști, fiindcă lumea nu va mai înțelege nimic. Domnule Stănescu, dumneavoastră, la consultările cu președintele Claus Iohannis, veți merge, dacă vă invitați, cu o propunere de premier sau tot cu propunerea de guvern tehnocrat? Nu, în primul rând mergem să fim invitați. Cum vom merge, vom decide la partid. Dar dacă veți fi invitați, probabil aveți o strategie. Și vreți să o spun eu acum. Domnule Stănescu, vă întreb și pe dumneavoastră, că sunteți acolo. De ce valul 4 ne-a luat pe nepregătite? E simplu. Domnul președinte Ioanis ne-a spus în iunie că a dispărut virusul, că am învins virusul și atunci toată lumea a fost luată pe nepregătite. În momentul în care primul om în stat spune că am învins virusul, toată lumea a fost foarte relaxată. Nu mai vorbesc că la Ministerul Sănătății au fost oameni care nu se pricep de nicio culoare, n-am avut medicamente, n-am pregătit paturile pentru ATI, n-am pregătit nimic. Asta a fost tot. Știm de ce, știm cu toți, am văzut cu toți. Medicamente, când a plecat doamna, spunea de un președinte, doamna fostă ministru, spunea că nu avem niciun medicament pentru cei bolnavi de COVID-19. Cam asta au fost lucrurile. Noi, prin specialiștii noștri de fiecare dată, i-am atenționat și public, și domnul președinte, și toți care au fost la televizor.